Bună, Scorpion, și bine ai venit la etalarea ta pentru prima jumătate a lunii aprilie. Îți reamintesc că este o etalare generală, așa că te rog mult să iei de aici doar mesajele care se potrivesc cu situația ta și să lași tot aici mesajele în care nu te regăsești, deoarece cu siguranță sunt pentru alte persoane. De asemenea, vă indic să vă ascultați atât semnul zodiacal din care faceți parte, cât și semnul zodiacal în care aveți luna, ascendentul, nodul nord. Cu siguranță găsiți și acolo mesaje importante. La baza pachetului avem valetul de bâte, 2 de monede, 8 de cupe, 6 de bâte și eremitul și magicianul. Cred că ați luat o decizie referitor la un domeniu din viața voastră. Ați învârtit voi acolo lucrurile în așa fel și v-a ieșit cu o victorie. Însă această victorie parcă v-a bucurat pe moment, însă înțelegeți că pentru a merge mai departe pe acest drum e nevoie să lăsați ceva în urmă, e nevoie să vă detașați de anumite activități, de anumite persoane și parcă pur și simplu poate încă nu aveți curajul să o faceți, dar posibil în această perioadă ceva să se ivească și să puneți piciorul în prag pentru viitoarele activități. Parcă pur și simplu nici nu vă umple cupa, nici nu vă golește, e ca și cum pur și simplu tot vă învârtiți acolo, ba mai trageți, ba mai stânga, ba mai dreapta, dar pur și simplu nu vă împlinește și eu cred că până la urmă luați o decizie, primiți mesaje, discutați în acest sens, pentru unii chiar putem să discutăm despre inovații în viața voastră, la locul de muncă sau în zona voastră personală, multe mesaje și foarte mult entuziasm văd din partea voastră, până la urmă eu cred că lăsați deoparte anumite lucruri care nu vă mai împlinesc din punct de vedere emoțional. Hai să vedem prima carte, 6 de cupe. Ce gândiți voi, asul de spade? Mă așteptam. Ce simțiți voi, regele de spade? Wow! Ce stă la baza manifestărilor, turnul? Ce în exterior, cavalerul de monede? Ce simt ceilalți, 7 de cupe? Ce gândesc ceilalți, 6 de spade? Interesant, v-am spus eu de niște schimbări. Așa e. Sunt mai multe cărți aici care îmi spun despre acest lucru. În primul rând, acest 6 de cupe, ca și energie generală dintre voi și celălalt sau dintre voi și ceilalți, repet, nu e etalare de dragoste, tot specific acest lucru, sunt etalări pur generale, pot să vizeze și relațiile profesionale, relațiile de prietenie, dar e adevărat, puteți primi mesaje și din zona emoțională. Nu toate mesajele sunt pentru voi. Acest 6 de cupe vorbește despre o relație veche, despre o prietenie veche, de asemenea vorbește despre o relație bazată pe niște lucruri copilărești, poate chiar o relație care a fost bazată sau care încă este pe această idee de inocență, pe această idee de împlinire. Șasele de cupe aici îmi spune, repet, și de o relație veche, de un suflet pereche, da, care este în viața voastră. Și când spun suflet pereche, nu mă refer doar la dragoste, repet, suflet pereche ne poate fi și un prieten foarte bun nouă. Și avem multe suflete pereche. Deci ceva vechi din viața voastră. De asemenea, mă pot gândi că poate discutăm de o relație veche din viața voastră, o relație din copilărie. Ideea aceasta sau relația cu copiii, relația cu persoanele mai tinere, de asemenea posibil relațiile din viața voastră să capete așa un iz poate ușor mai copilăresc. Însă se pare că voi luați atitudine în acest sens, dragii mei scorpioni. Pe zona mentală la voi avem un as de spade, ceea ce îmi spune mie că poate aveți noi gânduri față de o anumită persoană sau față de persoane din jurul vostru. E ca și cum vi se schimbă pur și simplu gândirea la 180 de grade. Pentru unii poate fi vorba de o veste pe care o primiți de la un bărbat cu uniformă care ori e în sufletul vostru, ori discutăm despre o instituție care e în sufletul vostru, de niște vești pe care le primiți și care vă fac pur și simplu să fiți ceva mai radicali, niște vești care vă ajută să vedeți lucrurile mult mai clar față de cum ați făcut-o până acum. În sufletul vostru este acest rege de spade. V-am spus, poate să fie vorba de o instituție, de un bărbat, de o persoană cu uniformă, nu neapărat bărbat, care este în sufletul vostru în această perioadă sau putem să discutăm de faptul că deveniți foarte reci, scoateți sabia și faceți nițel curățenie. Acum, dacă aveți marcaje pe aer, să știți că veți fi foarte radicali. E o perioadă în care vă faceți multe planuri,
E o perioadă în care parcă nu lăsați pe nimeni în sufletul vostru, sunteți foarte fermi, știți foarte bine ceea ce vă doriți, poate vreți să construiți ceva, poate pentru alții discutăm de o perioadă de curățire în care pur și simplu vă faceți curățenia de primăvară în viața voastră. Regele de spade aici pe zona sufletului îmi spune că sunteți mai reci din punct de vedere emoțional și poate chiar vă apărați sufletul de anumiți inamici, ca să spun așa. Poate pur și simplu sunteți mai radical cu ceilalți, poate sunteți mai reci în sensul că parcă îi treziți la realitate, pentru că ceilalți, dragii mei scorpioni, sunt pe un norișor, își fac foarte multe iluzii în ceea ce vă privește, pur și simplu au impresia că tot ce zboară se mănâncă, au impresia că le puteți oferi orice, au impresia că puteți face orice, sunt foarte încântați la adresa voastră și probabil această atitudine a voastră este foarte bună în acest caz. Pentru unii poate fi vorba de un nou personaj care apare în viața voastră, un personaj cu uniformă sau un personaj foarte radical din fire, un personaj care pare așa mai dușmănos, dar de fapt este o persoană mai sinceră și o persoană care e adevărată, își face niște planuri foarte, foarte bine stabilite. La baza manifestărilor avem turnul la voi. Acum, în această situație, eu m-aș gândi că poate voi provocați acest turn, pentru că am văzut din baza pachetului că nu sunteți voi foarte împliniți dintr-un anumit punct de vedere și atunci vă doriți puțină curățenie, vreți să lăsați ceva în spate și tare mie că veți cam fulgera și e posibil să vreți voi să faceți această curățenie, să dărâmați pe acolo zidurile care nu prea mai susțin viața voastră. Și aici poate să fie vorba de o persoană sau de persoane, putem să discutăm de activități pe care poate până acum le făceați și acum că am schimbat macazul, mai ridicat ștacheta. Tot acest turn aici poate să vorbească despre un eveniment neașteptat care vine în viața voastră și care pur și simplu este binevenit pentru că vă ridică ștacheta și vă face mult mai puternici, scoate din voi o putere absolut fantastică, în special pe zona de strategie. Turnul mai poate reprezenta aici, cu noi începuturi și așa mai departe, ideea aceasta de a construi. A venit și motanul, deci cu siguranță veți fi foarte, foarte fermi și foarte drepți în această perioadă. Turnul aici, după cum spuneam, mai reprezintă ideea de a construi. Poate vreți în același timp să și construiți ceva și atunci vă dați seama că, domnule bun, dacă vreau să construiesc, trebuie să fac curățenie, trebuie să-mi fac niște planuri foarte bine stabilite. E nevoie să ridic ștacheta, e nevoie să scot sabia, e nevoie să fac puțină curățenie, e nevoie să dau de veste în acest sens. În exterior, cavalerul de monede. În exterior se pare că ori o ofertă pe zona financiară vine spre voi, dragii mei scorpioni, în această perioadă, ori discutăm despre un personaj, poate până în 45 de ani, un personaj care este foarte sigur pe el, este ceva stabil aici, un personaj care vine și vă oferă o monedă. Acum poate discutăm despre o ofertă pe zona aceasta profesională, dar nu știu cum să vă spun dacă această ofertă pur și simplu parcă vă dărâmă aici, parcă e un fulger care vine și vă cam dărâmă. Poate e ceva care vă deranjează, poate din punctul celuilalt de vedere este ceva serios, este ceva stabil, dar din punctul vostru de vedere pur și simplu parcă vă dărâmă aici acest turnuleț, ca să spun așa, poate aceste principii, poate o situație anume. Ce simt ceilalți? Acest 7 de cupe, după cum v-am spus, dragii mei scorpioni, ceilalți sunt pe cai mari, ceilalți au impresia că voi le puteți oferi orice. De asemenea, discutăm despre un anume personaj din viața voastră care pur și simplu își face foarte multe iluzii în ceea ce vă privește. Pur și simplu vă vede perfecțiunea întruchipată, pur și simplu are impresia că ați fi acolo orice s-ar întâmpla. Însă nu-i chiar așa, cu acest rege de spade în sufletul vostru, cu siguranță această persoană își face niște iluzii uriașe în ceea ce vă privește. Și tot cealaltă persoană sau ceilalți în această perioadă sunt foarte gânditori la niște drumuri, la niște mutări, la niște schimbări. Poate să fie vorba de un drum sau de mesaje pe zona internetului sau de mutări în acest sens. De asemenea, această schimbare, această mutare poate să aibă legătură cu siguranță cu această decizie, cu această veste care vine spre voi. Acum, pentru unii putem să discutăm despre vești care vin de la distanță către voi sau vești legate de drumuri, vești legate de ceva care se întâmplă la distanță de voi, la distanță fizică, în mod special.
Hai să vedem și tarotul umbrelor. Sunt foarte curioasă, dragii mei scorpioni, pe anumite cărți de aici. Hai să vedem pentru scorpion, prima jumătate a lunii aprilie. A venit și pisica. La voi a venit și pisica și motanul. Motanul e pe masă, nu știu dacă îl vedeți, dar... Bun, hai să vedem ce-i cu acest 6 de cupe de aici, despre ce-i vorba. Poate e o relație veche, faetonul. Pentru unii scorpioni, tare tind să cred că în această perioadă e posibil să se întoarcă o persoană din trecutul vostru, o persoană care se invită niște pretenții așa până la cer. Ei, și atunci posibil atât să vă trebuiască vouă, să fie așteptat foarte mult acest moment și să înțepați fix acolo unde doare. Acum... Tot acest 6 de cupe de aici împreună cu faetonul mă poate duce cu gândul la un drum. Iarăși e foarte intens aspectată ideea aceasta de drumuri. E ceva care vă provoacă să rămâneți cu această persoană sau să continuați în această situație. Ar presupune pentru voi pur și simplu o provocare. Însă în această perioadă eu nu prea văd să mai fiți dispuși voi să stați în această situație, să stați în această provocare, pentru că e nevoie pur și simplu să împăcați și capra și varza și este dificil, este o perioadă în care vouă vi se cam schimbă ideile, vi se cam schimbă sufletul și atunci nu prea văd eu să faceți aici, să mai dați poate o șansă celelalte persoane. Hai să vedem și cu turnul despre ce-i vorba, asul de cupe. Ei, pentru unii să știți că poate fi vorba de un nou personaj care intră în viața voastră sau o persoană care deja este prezentă, însă în această perioadă poate vă intră mai bine în suflet. Acum poate să fie vorba și de o persoană dintr-o zodie de aer, gemeni, vărsător, balanță, dar nu-i neapărat, da? Nu-i pentru toată lumea. Putem să discutăm despre un personaj care vine și vă face și vă pune o oglindă și vă arată cât de puternici sunteți, vă arată cât de mult vă puteți controla sentimentele și emoțiile. Acest as de cupe mai vorbește și despre poate o nouă ofertă de dragoste sau ceva pe sufletul vostru apare la orizont, pur și simplu parcă vă doriți extraordinar de mult această intimitate emoțională, vă doriți foarte mult o cupă a iubirii și atunci sunteți foarte pregătiți să dați deoparte, sunteți foarte pregătiți să rupeți pur și simplu tot ceea ce v-a nemulțumit. Mai vreau totuși o carte la turnul. 7 de spade, exact, tot ce v-a dezamăgit, tot ceea ce v-a nemulțumit. E o perioadă în care pur și simplu izbucniți. Să vedem ce-i cu acest cavaler de monede. Asul de spade. Ei, după cum spuneam, dragii mei scorpioni, posibil ca o ofertă din exterior, ceva legat de bani, ceva legat de zona aceasta profesională sau poate un prieten vine și vă propune ceva și atunci pur și simplu parcă izbucniți, săriți acolo, se declanșează o întreagă explozie în voi. Și hai să vedem și cei cu acest 7 de cupe pentru dragii mei scorpioni. Valetul de spade. E interesant. Cealaltă persoană, să știți că pur și simplu parcă are tendința să vă spioneze în această perioadă, să se informeze foarte mult despre sufletul vostru, își face tot felul de iluzii, v-am spus, are impresia că îi puteți oferi totul, însă în realitate sunt doar puține lucruri pe care îi le puteți oferi cu adevărat și se pare că se informează în acest sens. E un personaj care pur și simplu vă urmărește, contul de Facebook, de Instagram, vă urmărește pe voi. Se interesează să vadă unde vă duceți, cu cine. E un personaj care pur și simplu stă și încearcă să găsească informații. E foarte curios sau foarte curioasă să găsească informații referitor la relația cu voi, referitor la emoțiile voastre. Parcă pur și simplu nu vă înțelege. Dar în același timp vă vede ca fiind perfecțiunea întruchipată. Iar la bază avem un 7 de monede și 8 de monede. Pentru unii să știți că e foarte aspectată aici zona profesională, zona finanțelor, dar și zona aceasta emoțională. Acum poate discutăm despre un domeniu în care voi vă implicați foarte mult și atunci hotărâți pe acolo să faceți niște schimbări. Dar, repet, ceva vă deranjează, ceva vine și vă cam înțeapă și atunci nu mai stați mult pe gânduri, trăsniți și voi pe acolo și faceți aceste schimbări. Schimbări foarte benefice, aș spune eu. Hai să vedem ce urmează după turnul.
9 de cupe. Foarte frumos. Da, 9 de cupe reprezintă o împlinire din punct de vedere emoțional. Deci mergeți, dragii mei scorpioni, pe acest drum, luați decizia, lăsați să se dărâme tot ceea ce nu este bun în viața voastră, pentru că e adevărat, apar vremuri mult, mult mai bune. Nu mai stați în această așteptare, pur și simplu mergeți în continuare. E adevărat, se anunță schimbări în exteriorul vostru, drumuri, dar, repet, ceva aici se declanșează și aprinde în voi acea stare de luptător. Aprinde în voi acea stare de strateg, de persoană pe cât de sensibilă, pe atât de rece și de detașată. Foarte interesant, dragii mei scorpioni, e o perioadă foarte intensă pentru voi. O perioadă cu multă comunicare, cu multe emoții și multe, multe monede. Foarte multă stabilitate. Frumos, eu vă pupăcesc, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte filmări.